făcut dimineața. Deci ne-am uitat la muzeul virtual după WordPress, mă piși. Nu că m-am uitat, dar știam. Cu toate că era prezentat că era săracă. Păi normal că el cam cheltuia bani, dar de ce se trage el? Face familia lui Mihai bine, au câteva poze acolo, care erau mai importante și au făcut poze, că erau foarte scumpe. Deci are doi frați, mai țiganoși, nu știu pula la mesei, nu mă interesează. Unul e îmbrăcat în haine de armată, știu de ăla, era ofițer. Erau foarte interesante în pula mea și oricum au murit de tine, pentru că ești provocat creierii. Mai oare pe Harieta aia, am văzut, care e cruce la gitar. Harieta este singura soră care a avut și de mult timp, deci a fost perioadă striște. Apropo de sora mea, eu am doar una, era bine să avem mai mulți copii, că poate unul dintre ei cu cruce la gitar, poate avea grijă de mine. Nu că scrie mine, așa, sunt un poet oarecare, până un alt. Da. Sor mea are multe icoane și cruci, nu știu pe care să o aleagă. Bă, alege și tu pe aia de la gâtat. N-are nimic, las, știi? Față de Eminescu, eu m-am născut într-o familie de... ce de... muncitori de ăștia, de la coada pace. Semi-analfabet, în afară de taică, era tânăr pe citea. El, de fapt, mi-a fost exemplu. Cine e cel mai exemplu? Că mama e, uite, e un exemplu. Pentru noi când era mic, poate că era foarte violent și scârbos în comportament. Mama e zis, nu, era nebun la cap. Atâta violență, dar în sfârșit, eu dădeam la o parte chestia asta. Omul citea foarte mult alea și nu că l-am imitat, de chiar îmi plăcea chestia asta. Știa ce vorbește. La vârsta întrebărilor care la mine a fost mai devreme, avea răspuns cam la toate, și de răspunsuri naționale, om, cât de cât mai gândea cu ei și avea acasă. Îi avea aici, în cutiuță. Acum nu știu, cred că i-a lăsat ca aia care i-am întâlnit eu. Cred că i-a lăsat lângă pula lui Terete. La INML, știi ce mai duce? Mai scoate creierea din formulă, îi baga aici. Îi baga acolo la păstrare. Că e greu, știi, să mai porți și creierii după tine, pula mea, un chil și ceva de creier, e cam complicat. Păi deci, dacă are 1400 de centimetri cubi, are cam un kilogram creier. Nu, cam un kilogram și 300 de grame, în medie. Păi are căpățâna mare, aia nu poate să fie de mare căpățâna, nu poate să fie lichid, știi, plutitor, ca la WC-ul. Ăla, da. Și mai atrofiază. Și stă așa. Păi de unde știi cât cântărește? Bă, n-am cântărit, eu cu la mea sunt de aia mine mele, dar mă gândesc și eu așa. Fac o paranteză. Majoritatea corpului nostru, la călun și carnea care pare serie moale, conține 90 ceva la apă. Densitatea apei este pe centimetru cub 1 gram. 1400 ceva de centimetri cubi. Dacă ar fi numai apă, credit, nu e numai apă, ar fi 1,400 ceva de gram. În medie. Luăm media, că asta e cea mai reprezentativă. Ținând cont că creierii e ca și substanță, e format din grăsimi în principal și da, e foarte gras. Și de ce? Ca să fie izolate alea. Grăsimi și proteine multe. Lăsăm alte substanțe complexe, nu știu ce, dar marea masă. Astea au densitatea mai mică și atunci scădem. Cât putem să scădem? Să zicem, de cheamă, 1,300 și ceva de un chest ceva. Deci de ce ți-ai lăsat creierii la IDML?
Așa, ținem cont. Băi, ce era ăsta? Era de o familie de nobili. Bă, eu mă miram, băi, pula mea. Cu toate că el e prezentat pe vremea lui Ceaușescu și ăia, că era sărătoc. Era sărătoc, că îi dădea pe drojdie, pe distracții, pe futaiuri. Și nu înțeleg, normal, era cu el, trebuia să-i spie, trebuia să crească hedonist. Asta, ăsta. L-a trimis și că statul român la Viena. Normal că avea pile. El era de o familie nobiliară. Foarte greu. Și eu sunt conștient de asta. Eu sunt băiat de muncitor. Deci trebuie să mă bat singur să pot să reușesc. Numai că am opreliști. Familiile nobiliare se întreabă de ce nu e Eminescu la noi. Bă, a fost Eminescu la voi acum 100 de ani. Foarte 30 de ani. Unul mai tare ca mine, mai sunt voi. Contemporan sunt câțiva. Câțiva. Unul, ar fi mici Eminescu, da? Unul din trei sunt eu. A, una, luați-o pe Ioana. E din familie nobiliară. Dar are acces cu toate chestii, dar nu la chestii înalte. Deci aia a fost. Și nu o invidiez foarte bine, de trebuie cu viața lui. Dar mai e o chestie. De ce nu e? Și ăștia vrea să face poezii. Bă, țineți-vă rangurile alea acolo, nu mai vă băgați pe teren alunecos. Nasol. Și era din Vornic, din Paharnic. Ia-ți, Paharnic. Și, în sfârșit, Eminescu original. Asta nu îi aduce o problemă sau altă problemă. Mie îmi place foarte mult opera lui. Chiar comportamentul de la acum. Era cam biliu. În sensul bun al lui. Nu cred că a făcut neapărat chiar un rău cuiva. Cu toate că avea gura spucată, vorba frumos. Era mult prea cool ca să fie cum se prezentată sărăntoc pula mea. Bă, poate fi trecut și cu perioade de sărăcie. Că și nobilii poate să sărăcească. Uite, văd eu în oraș ăia care sunt suverani că a dat-o pe drojdie, a dat-o pe investiții prostești că n-a avut credit. Bă, mă gândesc, bă, eu știu în ce să investesc. I-am zis lui tata de 1000 de ori, da, el oricum are o da, jongla cu bani, a încercat și el să facă bani, a pierdut bani. Dar eu am un simț. Cred. Și știu. Dar nu sunt eu în mare măsură. Eu îți pot da sfaturi cum să faci, pentru că m-am probat eu în timp și nu mă glau. Știam ce să facă, cum să facă. Toate că aveam oarecum informații disparate, știam care e chestia aia. Dar tata n-a avut încredere. N-a avut încredere în tare. Da, fata, schimbă numele în Harieta. Poate, bineînțeles. Sau în țața mică biciclistă, ce zici? A căzut și a rupt pipara când sunt copac. E bine să mă calele mânciugă. E bine să mă băieți lunea naie. Face baie într-o copaie. Și se scală până la coara, mică biciclistă.